Fiscul oferă clarificări cu privire la schemele de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. Mai multe întâlniri, al căror scop este tocmai acela de a lămuri modificările legislative apărute cu privire la schemele de ajutor de stat, vor avea loc la Zalău în perioada următoare. Printre noutăți se numără diminuarea pragului de la 10 milioane de euro la doar 3 milioane de euro, dar și reducerea birocrației. Ministerul Finanțelor Publice a modificat și a completat hotărârea de guvern numărul 807 din 2014, astfel că nivelul minim al investiției a fost diminuat de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro. De asemenea, s-a schimbat mecanismul de depunere a cererilor de finanțare, acestea urmând a fi depuse acum în sesiune continuă. S-a renunțat și la selecția proiectelor pe bază de punctaj, fiind selectate acele proiecte care îndeplinesc criteriile și condițiile de eligibilitate. Planul de investiții aferent proiectului a fost simplificat, fiind introdusă posibilitatea demarării proiectului de investiții după depunerea cererii de acord pentru finanțare. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca vine în sprijinul operatorilor economici care vor să aplice pentru obținerea unor finanțări în baza acestor prevederi legale. Astfel, în județul Sălaj, o întâlnire în acest sens va avea loc în data de 20 septembrie, organizată împreună cu Camera de Comerț și Industrie, în Zalău, pe strada Corneliu Coposu, numărul 3, la ora 10. În data de 25 septembrie va fi organizată o nouă întâlnire de acest fel, de această dată împreună cu Biroul Ajutor de Stat, practici neloiale și prețuri reglementate. În Zalău, piața Iuliu Maniu, numărul 15, la ora 10. În 27 septembrie, întâlnirea se va organiza împreună cu Serviciul Asistență pentru Contribuabil, urmând a se desfășura tot în Zalău, pe strada Maxim Gorki, numărul 31A, de la ora 14. Obiectivul schemei de ajutor de stat, instituite prin această hotărâre de guvern, îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.